Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Prop Night. Uitați-vă jos acolo că avem steluțe, avem levele, avem chestii trestii, deoarece jocul s-a lansat oficial și nu are chiar cele mai bune review-uri. Suntem undeva la 73%, adică oamenii zic că e decențiu, dar are nevoie de multe update-uri. Dacă nu știți ce este Prop Night, este Dead by Daylight, că tot îmi ziceați mulți dintre voi: joacă-mă Dead by Daylight, prostule! Ok, dar e combinat cu Witcher. Ceea ce înseamnă că, mă rog, noi am jucat vreo trei episoade, cred că am avut, atunci când a fost un public beta, unde toată lumea se putea juca gratuit. Acum jocul vine contra cost cu 16 euro și s-au cam plâns băieții, 17 euro, au zis: bă, Johnule, vezi că nu e afacere, că eu dă banii ăștia, mă joc Dead by Daylight, e și mai ieftin și are și mai mult content. Și le dau dreptate oamenilor, adică au dreptate, dar, sincer să fiu, eu nu prea am mai jucat Dead by Daylight. Am dat și un review negativ, văd, din 2016. Nu m-am mai jucat pentru că știu că e comunitate foarte toxică și nu știu dacă mai are sens să mă reapuc. Oricum pe YouTube nu cred că se mai uită lumea, dar măcar să mă joc, să mă joc eu off-camera, habar n-am, știi? Dar este mult mai ieftin, are mult mai mult content, dar jocul acesta totuși are potențial. Prop Night depinde cât de multe update-uri vor face ei. L-au pus cam scumpicel, dar totuși e fun, adică merită încercat. Anyway, hai să vedem care e faza. Te poți deghiza în mai multe obiecte. Bun, în stânga jos sunt jucătorii, ne putem duce să reparăm. Nu știu exact ce... Mai suntem doar 3, deci că am pierdut meciul ăsta. Trebuie să încerc să repari și să fiu foarte atent aici, că explodează... Dacă explodează, ne-am dus. Trebuie să văd ce killer e. Bă! Hai să vedem ea. Aaa, mă știe! Bă, șorele! Trebuie să-mi văd din nou jocul, că nu mai știu killerii ce fac. Știi ce zic? Totuși le-am dat timp liber băieților ca să repare ceva. N-avem cum să scăpăm de aici, că e scaunul fix lângă noi. Dar până mă obișnuiesc puțin cu jocul și așa, vezi că are TTV, omul e de pe Twitch. Apăsați pe butonul de like, avem GeoDea în descriere, GeoDea în descriere, boys. Nu uitați să aruncați o privire pe Energy Lab, livrează băieții super repede. O zi, două lucrătoare, chiar. Și aveți codul RAF 12% reducere. Îți dureze puțin până intru în easy, în picioare. Meciul ăsta am tăiat pe filmare, oricum nu iese nimic, nu s-a reparat niciun generator și am murit toți. Deci îți dau quit și mai dăm dubla 2 cu un alt meci până mă încălzesc puțin. Ia mă, că au apărut și românii. Asta e o hartă insane. Al dracu, te-a luat accent. Se vorbește urât aici. Ultima oară când am jucat era mega buguită harta. Hai să vedem totuși. Reparăm sau? Iubesc. Hai că se bate acolo. Fucking wabbit. Wabbit! E un iepure ăla. Oh my god, doi. He's upstairs. Yeah, bă. Hai să coborâm noi repede jos. E că se bate cu careva. Bă, ce să vorbești aici? Cum n-ai bare cod? Abia s-a lansat jocul. Bă, dar ce se aude? Mă, ăsta e un killer nou? Aaaa, nu știu, dar seama! He's downstairs. Cred că... îmi dau duhul aici, l-au salvat pe ăla. Is he downstairs or upstairs? Eram fix lângă și nu eram transformat. Nu contează, dacă mă moare și pe mine, o salvăm pe ea. Shit. N-are cum să mă vadă aici niciodată. Crazy? Sau știți cum se zice? Da, cred că e la etaj. Când vreodată.
E cam ciudat, mă, că repar prea greu generatorul. Cred că trebuie să dăm câte doi. Oh, he's chasing me downstairs. M-a salvat acolo, că am avut viață, ați văzut? Hai, uga, buga, uga, lasă-mă. Lasă-mă să-l fac. Primul generator. Bă, ăștia nu știu să joace, mă. Eu vă zic. Am niște bani și îmi trebuie... Trebuie să găsesc chesturi. Unde sunt chesturile alea? Ca să deschid, uite, unul sus acolo. Am, mă, niciun chest la parter. Ce naibă, mă? Ba da, ba da. Ok. Iar, n-am HP. Asta era aproape făcut, mă. Trebuie să căutăm generatoarele lucrate. Yep, down, down. He's going upstairs. Ia, a venit. Două generatoare făcute de mine, păreri? He's downstairs. Good, good. Not anymore, he's upstairs. Bă, cum mă duc? Bă, dar eu nu m-am schimbat în alt item. Mamă, și reparam ala. Hai. Dă-i șefule. Hai, zic. Nu, a murit de tot ăla. Bă, dar e prea greu, bă! Bro, stop throwing your nades, bro. Mamă, ce-o face cartea aia? Allow you to become invisible and fast. Sunt fast and furious. Ne trebuie generatoare reparate deja. Uite, mi-apare viața deasupra. Ceea ce e interesant. Bă, de ce a murit careva? Este un pic. He's top floor. Still top floor. Pic! Top floor still. Oh, na mea. I don't see him anymore now. Asta e când suntem doar noi românaci. E în care e încă sus. No, noi suntem toți români. Vine jos, șobolan. Am blocat. Ce s-aude, bă? Ăla campează. Hai că e destul timp, 2 minute. Eu am reparat toate generatoarele, cred că glumești, dude. Hai. Hai că l-am făcut. Bun. Mamă, ce mă aleargă ăsta. Uite șeful lui. Cred că-l pierdusem. Bă, puteam să-i dau stun, dar am zis totuși să-l țin de vorbă. Pap.
Este așa. What the? Sunt scaun! Cum ne-a dat stun? Nu te cred că trebuie să le deschizi. Pa! Cum bă? Cred că... Hai că l-am dus la etaj. Lol, te spargi de râs. Bă, dar e disperat ăsta. Deschide ușa. Deschide ușa la partea ce mai acolo lângă mașină, în garaj. Aoleo. E disperietan. No! Nu s-a mai putut. Bă. Cum bă la mine n-a mers? Oh my god! Cum bă că am făcut poze? Cum ne-a luat stun? Mamă, mamă, mamă! Bine, tată! Frații Petreuși! Bă, cum ne-a luat stun când ne-am făcut poze? Eu nu înțeleg. Uite, deci tu, 2 objectives completed, eu am avut 5 objectives! Vai, 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 first game! GG, GG! A fost primului meci, dar dacă e primului meci, cum e iepurele? Este un pic să ieșim și să dăm și noi doar killer. Chiar sunt curios, e killer nou? Sau e customization? Eu cred că ăla e cel la mișto. Banner. Ah, pot pune banner de ăsta Trolleanis. Karaoke, sunt pe dragoste eu. Sunt regele, by the way. Stai un pic să-mi pun nasos așa. Game on, ia uite mă. Mamă, sunt fast. Ziceți una pe care s-o punem. Punem de-aia creepy așa? No, punem gamer. Gamer 1 lui Rafael. Tugs. Sunt queen. Regina sunt eu. Regina Minecraftului. Mind game. Parkour master. Morind de ris. Ok, hai să dăm killer only. Asta e harta Abby, care habar n-am ce. Avem un killer nou, how to play, chainsaw terror, chainsaw, pezi așa across the map, deci fuge pe toată harta, aruncă o bombă care explodează, charge, nu prea-mi place. Mamă și, wow, Akasha. Dansează și își dă un dash, stai un pic, își dă un dash, creează ochi de sânge în aer, tracks movement of survivors. Bă, mie ăsta îmi place, impostorul. Impostorul e cel mai troll, ok? Vreau să jucăm un pic impostor și poate încercăm și pe ceilalți la troll după. Ok, sunt parkour master eu. N-a nicio treabă cu mine. Să vezi ce parkour master ne dau la băieți. Overcharge pe Q. Pe E ne transformăm într-un impostor, în altcineva. Cea mai OP chestie este asta. Ascultați-mă aici ce vă explic. Asta e. Pentru că eu sunt un obiect și nimeni nu știe că eu sunt impostor. Știi? Și ne plimbăm și net. What the f... Mi-a dat una în cap, lol. A fost prost din partea mea să mă pun sub el. Da, a fost prost din partea mea să mă pun sub el. Dă-i bă! What, dar l-am lovit. Hey, what? S-a transat în pantaloni. Mori bă, Ionuțe! Uite, stai, e player mă, bă, dar are multă viață. Mamă, vezi că știu cu ușile băieții. What, sunt blocat în ușă. Deci m-a dat cu tryharder. Bă, pe ăla de acolo. Ok. Dude, what, ce se întâmplă? What? De ce trebuie să mă dea cu ăștia super bun la joc? Aia e problema. Nici nu eram lângă what? Nici nu eram lângă ușă, gen...
Mamă, cât BM pot să-ți dea ăștia care se pricep la joc. Insane, sincer. Să vedem eu. Deci încearcă să-i dea save sărând ca, adică îmi sare în cap. Apoi uite aici scaunul. Totuși ăștia fac obiective, știi? Mamă, e și harta ca în grea. Casa aia era al busy. Știi? Dau sunete gen farce așa, ca pe Witchit. Aș vrea să o campez, că nu mai e fan, dar ăsta e, ăsta e șobă scârțar. Ăsta e șobă scârțar rădă tot. E al naiba de nebun. Bă, cum poate să dea ușa la infinit? Fiți-ar... Fiți-ar ușa aia. O dă la infinit. The fuck? Ok, hai să lăsăm pe fata aia să scape și ne ducem după altcineva, gen. Bă, dar știu de unde știu eu. Ha, nu știe că-s impostor. Vine înapoi. Poate să fugă. Ok. Ok. Bun. Vreau așa, în semn de respect, știi? Nu mă duc după același om de mai multe ori. Hai că n-ai cum să mai scap de aici, ești nebun. Adică dacă... Dar cum îmi dau mai astea un pic? A, pe E. Sunt spy! Defund the legendary item. Sunt deghizat în altcineva, gen. Dar cred că poate să le zică pe microfon. Care e damă? Soldatul, el e cavalerul de onoare. Da, am spart ușa totuși. Ușa e stupidă, sincer. Și nici nu știu harta. Hai să ne mai plimbăm puțin, deci ăsta e odată aici. E un alt generator. Mori, băi, urățenie. Hai că ți-ai rosit-o la ușa. Ăla e prea troll, vă zic. Deci copilul ăla e mult prea troll. What? Ok, 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 nice. Ăla e mult prea troll, copilul. Sincer. Stai acolo. Bă, cum sparg, mă, ușa asta? Ușii mi-aș sparge porcăria aia. Hai că te-am văzut, ești cavaler în armură tu. Hai, închide ușa asta și dă-mi stun. Măcar s-o sparg cu totul. Dar cum n-o sparge? Aaaa, te-am văzut! Vine înapoi! Oh my god. Vine al naiba de coclit. Dar ce face viața? Wait. O, bă, gata, în sfârșit. Urățenia pământului. Ai, repară generatorul ăsta, gen. S-a părut mie ceva sus aici. Am apă... Dude, you... What? Am apăsat! Am apăsat F, gen what? Bă, copiii ăștia sunt mult prea nebuni. Ok.
Asta se devine overcharge, ia uite-i. Ce faci tata acolo? Overcharge-ul ăla e... că dă fail la, la generator. Ata! Dă fail... vine testul ăla la generator mult mai repede sau ceva de genul, e încurcă oricum. N-a murit nimeni până acum, asta e impresionant. Sau nu știu exact ce face Q-ul ăla, că n-am înțeles. Unde e, mă, copilul ăla? Vreau eu să-l văd pe el unde e. Uite-l. Ferial naiba. Ferial naiba de copi. Ah, nu. Aia zic, și mai e unul pe aici, pe undeva. Ia vino, tătii sunt coace. Hai să te vedem, ia. Aia zic, ești nebun. Hai, care mai e acum? Help! Ei fac fart. Trag și ei o mică bășinuță. Săracii copii, că mi-au dat la biendă. Îți vine să spargi tot. Ăștia mi se pare că... what? A, nu, am murit. A, că moare cineva. Somebody help me! Help me! Help me! Da, iubita, uite, sunt chiar aici să te ajut. Aaa, era scaun acolo. Tu ești gemăriță? Mai bă, la ăștia chiar dau la limită. Vreau să-l văd eu pe copilul ăla unde s-a dus. Că el reînvie acum. Ia, uite-l și pe al nostru. Ei se salvează între ei! Doamne! Aia zic. Fart! Fart! Am dat fart! Easy! Doamne, ăștia sunt cei mai mari maestri la BM, gen să-ți fac așa la mișto. Unde sunteți, mă? Easy! Easy! Hai că te las în pace, să nu zici că sunt șobo scărțat și te campez. Apar că te-aș campa un pic. I'm being chased. E tăl și pe al nostru. Dar n-ai, mă, cum să-ți dai seama. Știe că sunt imposter. Mamă, unde am omorât-o? What? E prea insane că eu mă pot deghiza în iteme. Asta e cel mai insane lucru. Deschide pe ușa. Vine al naiba de nebun. N-ai ce să faci la ușa aia. Explicați-mi și mie ce pot să fac. Că nu pot să fac nimic. Nu te cred că mi le iei pe toate la rând. Doamne, 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 zici să nu-i campezi pe copiii ăștia după ce-ți fac așa. Ai, nu mă supăr, îți dai seama, dar devine enervant. Mamă, fuge ciupercuța. E tâl și pe ăsta. Mă trage așa într-o parte, nu pot să merg drept. Gata, mă, hai. Hai, că te-am omorât de 100 de ori. What? Ce naiba? A trecut pe lângă mine. A, bă, că n-a, cu tot cu BM-ul lor, n-au făcut destule generatoare. Lol. Cu tot cu BM-ul lor. What? Bă!
câtă viață are, bă, copilul ăla? Vai, vai, vai. Câtă viață are. Doamne. Easy. Vai, vai, vai. Ați văzut și voi cât bine poate să-ți dea. Doamne, fart, easy, sare ca toate alea, face. MVP. Da, mă, e bun, e bun impostorul. Pentru că te transformi într-un obiect și sari peste tot ca ultimul nebun. Deci e fun, nu am de ce să mă plâng, știi? E fun, dar parcă nu prea aș mai avea chef de impostor, nici nu știu. Hai să mai dăm unul normal așa de final. Living will... De ce îmi dă consecințe, gen, what? Will lead to nega... Leaving the match now. De ce? Îmi caută pe altcineva sau ce, că nu, n-are niciun sens. Deci ne jucăm pe camp, se numește. Yo, yo, yo. Doamne, sunetele astea de fart și de toate prostiile sunt chiar enervante, iar ăștia nici nu vorbesc. Vedem fantoma acolo. Ok. Fantomescu. Oh my god. Lol. Nu știu dacă e inteligent din partea mea să repară asta. Ok. Hai să încercăm. Am un energizant care poate îmi dă un boost ceva să fug. Însă se duce oare boostul dacă mă transform în item? De ce ieșim ăla, bă? Nu e corect. În trei n-avem șanse. Trei e cam... Mamă, nu cred că au adăugat itemul ăsta, lol. Găina aia de face urât. Wow. Wowzers. What? N-am mers să închid ușa. Lol. Get rec. Crezi că e ceva acolo jos. Nu știe. Nice! Da, e GG match ăsta. Sincer vă zic. E GG Lannis. Pentru că avem neapărat nevoie de încă un player. O să încerc să repar, dar... Acum mi-ar trebui puncte de viață. Deci hai să nimeresc... chestia asta aici. Pentru bani. Ah, dar nu-mi dă așa mult. Nu-mi vine să cred, am reparat ăsta singur. Wow! Deci chiar e nebunie ce fac aici. Și am luat, frate, protecție din killer attacks once. Pălăria te protejează de atac odată. Fază e că e generatorul la care am mai muncit. Asta o fi? Cred că e idee bună să încep de la zero, la asta deghizat. Jesus. Lol. Transformă-te, bă, ceva în pietre, în orice! Jesus. Deci degeaba am sărit peretele, că a trecut pe lângă repede.
Sper măcar că repară la ceva. Da, e pierdut oricum. Amy. Ce naiba. Nu poate să-l atingă. Oh, oh, be careful. Nu mai farturi de ăla, nu mai... Bici. Te bă, ceva. Ce n-ai, baba, mi-am dat stun și am și murit. I-am dat stun și am murit. Săracu, bă. No! Sincer, dacă este careva, cred că merită să dai alte 4. Ori jucăm toți, ori nu jucăm, știi? Și eu știu asta pentru că am jucat în beta. Și deja ne chinuiam să câștigăm în 4 oameni sau câți eram. În 3, nicio șansă. Nici măcar o șansă. Level 3 anyway. Dar azi văzut despre ce este vorba cu jocul. Sincer, îmi place. Mă bucur să văd că s-a lansat cu bine. A avut niște câteva amânări, trebuia să se lanseze pe 20, nu, pe 30. S-a lansat, l-au amânat până pe 1. Se comportă cam ciudat developerii. Și am văzut că au cumpărat niște streamuri promovate pe Twitch, gen au plătit niște streamer de pe Twitch să joace jocul. Sper să nu-și fi spart tot bugetul acolo. Și jocul în sine nu are nevoie de prea mare promovare, dar are nevoie de update-uri. Deci dacă nu vin update-uri ca lumea, atunci la gunoi cu jocul. Dar ei au promis că vor adăuga progres pe caractere, ceva de genul ca pe Dead by Daylight. Însă gândiți-vă la Dead by Daylight când era la început, ceva de genul e și jocul ăsta. Cred că are nevoie de minim vreo 6 luni sau un an ca să vedem niște update-uri mai masive, să vedem exact încotro se îndreaptă. Dar până atunci e decent jocul. Pentru 17 euro totuși cam scump. L-aș fi luat poate la un 10 sau la un 9. Adică și Dead by Daylight e 9 euro și totuși 10 și ăsta e 17. Nu știu, v-am zis, totul depinde de update-uri, pentru că momentan jocul nu și-au dat și băieții review negativ și au spus aceeași chestie, deci na. Dar o să mai facem niște episoade dacă v-a plăcut. Apăsați un așul de like, vă mulțumesc, sper, atenție acordată și ne vom vedea la viitoare. Pa!